Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Domne, s-a deblocat criza. Zici? Văzut? Da. Dacă mai țineți minte, e... Cât au trecut? Care din ele? Așa este, s-a deblocat una, a început alta, de fapt, o să vedem noi. Dacă mai țineți minte, deci la 1 septembrie, oho, s-a fărâmat coaliția de guvernare PNL-USR și UDMR. Da, mă rog, UDMR rămâne în picioare, da, permanent. UDMR-ul e. Era o anecdotă care spune că noi mergem la alegeri parlamentare ca să vedem cu cine o să guverneze UDMR-ul. Da. Da. Bun, deci asta, s-a fărâmat coaliția după ce premierul Florin Cîțu a dat afară un al doilea ministru USR atunci, peste Lian Ion, de la Justiție, după ce în primăvară îl zburase pe Vlad Voiculescu de la Sănătate. Uh-huh. Și, mă rog, useriștii s-au înfuriat, s-au retras de la guvernare, a urmat o moțiune de cenzură în care PSD, USR și AUR au votat împotriva guvernului, care evident a căzut în Parlament. Ca să revină la guvernare, USR a pus condiția ca domnul Cîțu să nu mai fie premier, motivând că nu mai poate avea încredere în acesta. PNL a refuzat, domnul Cîțu a devenit de altfel între timp și președintele partidului și a început negocieri cu PSD, partidul cu care se jurase că nu va colabora niciodată. PSD a spus da, dar fără Cîțu un guvern, ieri liberalii au acceptat. Deci, dacă vi se pare că suntem la un spital de nebuni, eu nu știu în ce măsură vă pot contrazice. Deci, uneori politica este greu de înțeles, dar l-am sunat pe politologul Andrei Țăranu să ne explice mai bine. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Bun, acum, noi de pe margine, știți, explicați-ne și nouă, de ce toată frăsuiala asta dacă după două luni și jumătate PNL a ajuns să accepte eliminarea lui Cîțu din guvern, dar într-o alianță extrem de nepopulară în rândul alegătorilor, alături de PSD? Acum e greu de spus și de crezut că este chiar atât de nepopulară în rândul alegătorilor. Sigur că o parte din alegătorii PNL-ului are padură, cea care probabil s-a mutat și va continua să se mute după domnul Orban, este nemulțumită. Dar dacă vă aduceți aminte, în alegerile locale și apoi în alegerile generale din 2020, PNL-ul a câștigat cei 25%, mă refer la alegerile generale, transferând foarte mulți oameni de la PSD. Atât în alegerile locale, primarul Iașului sau alți primari din orașe mai mici, respectiv în alegerile generale, diversi foști deputați ai PSD-ului care s-au transferat la PNL. Astfel încât acești noi peneliști au fost cei care au ridicat partidul și iată, acum probabil au și imprimat direcția de alianță, coaliție cu PNL-ul. Acum, sigur, noi astăzi spuneți că acești primari au ridicat PNL-ul, dar vă aduc aminte că totuși faptul că PNL s-a plasat pe locul 2 în alegeri a fost oarecum o surpriză în parlamentarele de la sfârșitul anului 2020. Toată lumea s-a așteptat ca PNL să câștige. De fapt, PSD-ul a obținut cele mai multe voturi. E adevărat, dar așa cum spune Constituția Românească, câștigă doar partidul care obține peste 50+1% dintre voturile libere exprimate. Ori nu a fost cazul. Niciunul dintre partidele care au intrat în competiție nu a câștigat alegerile, ci doar posibilitatea de a fi primul într-o coaliție. Ori lucrurile s-au schimbat în momentul în care coaliția a fost făcută de partidele care au venit pe locul 2, 3, respectiv 5, ne referim la UDMR. Și asta, sigur că a denaturat, dacă vreți, strict matematic intenția de vot, dar pe de altă parte trebuie spus că numărul cetățenilor care au venit la vot a fost relativ insignifiant, doar o treime dintre votanți, ceea ce face ca în plus să pară că o bună parte dintre electorat nu a avut nici măcar pretenția de a fi amăgit sau dezamăgit de ceea ce se întâmplă în acest moment, fiind complet în afara subiectului politic.
astfel încât, eu știu, accentele astea care sunt în acest moment moralizatoare, le-am văzut din partea unor formatori de opinie, sunt fie tardive, fie într-un fel influențate ideologic, mai ales de cei care nu se mai află astăzi la guvernare. Bun, da, acum, credeți că alegătorii sunt plăcut impresionați de volta asta realmente brutală pe care a făcut-o PNL? Adică domnul Cățu și-a câștigat mandatul răcnind, răgușit de la tribună, că cât e el președinte, nu se va discuta nimic cu PSD-ul. Lucrurile n-au putut fi uitate atât de repede. Sigur că da, și mai ales că nici nu a trecut atât de mult timp. Domnul Cîțu a încercat cu disperare să rămână la putere, mai ales în calitate de președinte a PNL-ului, și înțeleg că a și făcut niște mici jocuri de culise zilele trecute pentru a-și păstra această poziție, pe care sigur însă că o va mai avea doar atâta vreme cât va mai avea influență asupra guvernului. Ori cu cât guvernul se va delimita de partid și ca toate guvernele de coaliție va fi forțat să se delimiteze de partid, mai ales în acest moment în care lucrurile sunt extrem de complicate. Vedem că valul 5 bate la ușă în multe țări din Uniunea Europeană, deci foarte puțin probabil să ne ocolească și pe noi. Când criza economică este puternică, când avem aceste prețuri la utilități, în special la gaze și electricitate, extrem de puternic, crescute, asta va conduce clar la o delimitare a guvernului față de inițiativele partidelor, pentru că fiecare dintre ele va încerca să găsească linii populiste electorale, în timp ce guvernul va trebui să fie rațional și realist. În contextul ăsta, și asta e ultima întrebare, cât credeți că va funcționa alianța asta? Și dați vreo șansă așa numitei rotative guvernamentale? Nu, nu-i dau nicio șansă. Probabil că va funcționa dacă lucrurile nu vor deveni extrem de acute în plan economic, atunci când își vor da toate trei partidele seama că, de fapt, pierd mai multe din această alianță. Probabil că până pe undeva prin primăvara-vara anului 2023. În momentul ăla, fie că PSD-ul va deveni primul partid conform acestei rotative, fie că PNL-ul nu va dori să treacă la această rotativă, bătălia electorală va fi reînceput. Pentru că, așa cum bine ați spus, în 2024 este un an electoral de la total, în care vor fi toate alegerile, și atunci niciunul dintre partide nu își poate permite să rămână în această coaliție. Profesorul Andrei Țăranu, în direct la Deșteptarea. Mulțumesc foarte mult! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.